Păi cred că îl dăm pe Laurențiu. Mă, curcă. Ia să vedem pe Laurențiu. Și ca și curcă. Putem să vedem ce se întâmplă acolo în camera roșie? Fierbe. Hello. Ce faci, Bianca? Bine, tu ce faci? Ce da, până azi te pupă. Nu ai zis că se pupă oamenii? Se pupă. Ce dar faci? Se pare că câteodată nu se pupă. De ce? De ce cauză? Așa. Nu știu, e subiectivă părerea în casa iubirii. Nu, e ok. Ai vibe bun? Că mi se pare că ești așa, pic tristă. Tu ești trist. Eu? Eu sunt ok, da. Mai chiar ar trebui să-mi dai din vibe-ul tău dacă tu ești bine. Măi, nu știu dacă ești bine. Nu știi? Nu. Păi din ce cauză? Poate te ajută să-ți dai seama. Măi, nu, dar nu neapărat că este o cauză. Așa, pur și simplu. Păi nu știi, ești bine sau ești rău? Sunt ok. Ești bine. Acum ești bine. Iau așa. Da? Da. Pentru că mers Alex cu altă fată în club? Ce? Te întreb. Asta era acolo, că erai cu alta sau cum? Nu, dar ce m-am zis de la tine. A, nu bine. Nu, sunt bine, chiar sunt ok. Nu te-ai interesat? O, îți dai seama puțin m-a interesat, dar nu tare așa, că vai, că ce se întâmplă. De ce vrea să Dar tu cum te simți așa acum, după despărțire, eu știu? Nu, eu încerc să fiu fresh. Și ești? Da. Eu zic oricum, între voi se duseseră deja sentimentele. Păi cumva. Asta am zis și aici în casă, adică asta nu schimba acum nimica. Știi, pe tine am vrut să te întreb, uite, cu fetele discutam. Că parcă erai așa mai, nu știu, mai pe vibe când era el în casă. Nu cumva tu ești mai trist decât mine, că el nu-i... De ce? Azi s-a părut că eram trist? Ieri, că azi, nu știu, nu prea... Băi, am intrat bine și mi s-a tăiat filmul la un moment, dar nu știu de la ce. Cum nu știi de la ce? Sigur este un motiv. Nu, așa, din senin. Pur și simplu. A, ce intenție ai acum în casă iubirii? Dar trebuie neapărat să răspund la întrebarea asta. Mai sincer, n-am intenții. Vreau să trăiesc experiența, na, să văd ce se mai întâmplă. O să mă las așa dusă de evenimente. Și plus, going mai ales... the flow? Da. Și dar plus asta nouă. Zi. Că, uite, băieții o să mă voteze una alta, să fiu acolo în față cu Patrick și Marinel. Cine știe, poate plec. Adică nici nu are sens să fac planuri. Aștept gala. Eu nici nu cred că te poți gândi că tu o să pleci. Mă, cine știe? Lucrurile bune se lasă așteptate. Probabil, doamne, are pregătit un bărbat așa, pe sufletul meu. Un alt Laurențiu. Da, vreau să zic sincer, nu v-ați potrivit și gata. Da, de ce? Nu v-ați potrivit, sunteți stiluri total diferite. Adică? Total diferit. Dar ce, dacă Bianca s-ar potrivi? Nu. Imaginați-vă să fi rămas Alexandru încă săptămână. Cremă și pedeapsă. Pus la pământ. Măi, eu chiar am simțit să-l votez pe el. Adică n-am făcut-o... Asta e chestia, nu am făcut-o neapărat să-i fac un rău la Bianca. Dar sau... nici eu. I-am făcut un bine lui. Nici măcar nu-l cunosc, n-aș avea decență. Deci când l-am văzut în ce stare era, am simțit să-l votez pe el. N-am făcut-o cu rea intenție sau... S-a văzut că și-a dorit din toată inima să iasă. Da. Păi n-ai văzut ce bucuros era când s-a dus și și-a luat cana? Da. Era o total altă persoană. Și eu am văzut la fel. Acum ai odată la întoarsă căcica. Să nu mai vorbim despre el, că nu știu ce. Stai un pic, femeie, ai avut o poveste de iubire în casă cu el, 2-3 luni, cât a fost. Gata, s-o șters, așa? Ei, sunt alte subiecte mai nu? Importante. Nu, oricum, una din două o să fie un răspuns. Știi, dacă rămân, înseamnă că e bine ce e, ce fac, ce am făcut, să continui. În viață faci ceea ce simți sau stai mult să te gândești? Nu, ce simt, ce simt. Ești sigură? Ești o persoană spontană? Da. Oare? Da, chiar sunt. Păi dacă faci ceea ce simți, atunci nu poți să mai pui în față emisiunea sau ce vorbește lumea. Știi, dar mi-a zis chiar acum? Și acum ce faci, ce simți? Vă închidea. Cum și acum? Și acum ce faci? Ce simți sau nu? Nu, acum nu faci ce simți. Persoana e tot aceeași, ori eu aici, ori eu afară. Ce mai important e să fii tu. Și tu să fii tu. Eu întotdeauna sunt. Ce e? Când am fost? Așa, pur și simplu. Păi, de ce te-ai simțit atât de atacat? Eu mi-aș dori odată să stau cu tine ca să văd că ai niște... Nu mi-ajunge timpul ăsta. Eu sunt convins că ai niște nelămuriri cu privire la mine. Dar nu știu de unde până unde, sau...
insecurități mult spus față de mine. Da, nu neapărat nelămuriri. Pur și simplu am spus de la început că nu am crezut într-un interes de-a tău real, dar oricum asta nu contează. Ție, nu-ți schimbă nimic, nu? Tu mergi așa. Ba, schimba, cum să nu schimbe dacă tu ai crede? Păi eu ți-am spus asta de multe ori că și în față și de câte ori apuc, da. Păi și? Și acum se confirmă, uite, Alex a plecat și tu ești așa liniștit. Nu ți-e rușine? Serios. Să-mi fie? Da. Tare? Da, că mă deranjează. Nu, bine, hai că mi-e rușine. Ți-am sequestrat cana. Am uitat de cana aia și mi-ai adus-o? Ți-am adus alta. Adică? Stai că-ți dau acum. Asta așa. Serios, ce la cana? Eu am pus o cană de asta. I-a luat el, mă, dimineață. Asta ți-am luat-o dacă ar trebui să fiu previzibil. De asta ți-am luat-o dacă ar trebui să fiu imprevizibil. Cu inimă. Asta pentru... Ce se întâmplă? Asta dacă vrei să fiu imprevizibil. Sau să beau dintre amândouă. Stai. Mă, să alegi tu dacă vrei să fiu previzibil. Tu clar că știi să împachetezi, ai un talent. Rupe dacă nu. Așa și te ajut? Sper. Acum tu alegi dacă vrei să fiu previzibil sau imprevizibil. Imprevizibil. Da, e mai bine. Asta e mai mișto. Acum poți să alegi pe care vrei tu. Pe asta. Ca să nu zici că nu sunt nici romantic, ți-am adus-o pe asta cu inimă roșie. Asta cred că îți place oricum. Dacă vrei poți să pleci cam în două. Dați-mi cadrul pe care. Da, vezi, vedem cadrul. Lați asta cu inimă să bei tu, să arăți așa bărbătos. Asta s-o țin eu? Da. Da? Să fie așa, de puternic. De-o la Lisa, dacă vrei. Să-l dau? Hai. Vrei tu? Nu știu. Vrei tu? Nu neapărat că vreau eu, dar nu știu. De la Lisa. Nu le dau, că amândouă le-am pregătit pentru tine și nu vreau să ajungă la ea. Ce te pune și ăsta la urmă? Tu să te împarți? Dar nu cu Lisa, cred că o să mă împart cu Patricia, să avem două. Nici asta nu-i bine. Ce drăguț. Vezi că poate să-mi cumpăr tu mișto. Ceva. O să-ți cumpăr, dar ce vrei să-ți cumpăr? Păi trebuie să mă surprinzi acum. Vezi că eu cumpăr cămașă de blugi, no, cumpăr no, tricou. Nu, no, nu, no, nu, no, no. Ceva tot așa... Cu canu. Amuzant, nu cană, că o am petat acum. Măi, pe bune. Co? Pe bune vrei să bei din cana mea? Eu din cana aia o să beau cu siguranță. Jur. Minți. Nu, bine, fă ce simți, fă ce simți. Eu sunt mulțumită, mulțumesc că... Da, auzi, ce-a vrut să te... Mi-a adus alta. Tu dacă ai putea fi, într-un fel, să... Te conving de faptul că eu am ceva pentru tine, ar schimba cu ceva parcursul tău sau parcursul nostru, să zic așa, ca să iubire. Uite, îți răspund la întrebarea asta, dar îmi răspund sincer la altă întrebare. Îți răspund sincer, dar mereu ți-am răspuns sincer și nu mă crezi. Păi uite, acum chiar vreau sinceritatea maximă. Tu ieri, a zis, Bianca, tu ieri, ieri s-a difuzat de-i tu. No. Nu lăsat așa în aer. M-a blocat. Wow. Dar acum că mă uit așa la ei, parcă e altceva, nu știu. Ceva mai mult? Da. Adică nu ceva mai mult, râd împreună, e ok, un vibe ok. Degeaba dacă Bianca nu-l crede. Știu. Da, dar el acum... El are foarte, foarte multă muncă de convingere. Da, dar el acum... Să facă pe Bianca să aibă încredere în ei. Păi da, dar acum au zis că ce ar trebui să fac ca să te conving? Deci, probabil că e dispus să facă ceva. Dispus să-i ofere, da. Ca să o convingă. Da, și el a zis că te deranjează, mă deranjează întrebarea ta, că ce... El zicea că... Ești, nu ești nesincer, nu știu ce. În fine, o să vad de aici, o să facă. Stai tu ești. Stai, stop. Eu cine cui răspunde prima dată? Eu întreb, tu răspunzi și apoi eu îți răspund ție. Bun, zi. Ascultă, ieri, așa, când eram pe canapea, fii așa. Sincer, fii sincer pentru că știu răspunsul, dar te întreb așa să văd. E adevărat că nu a fost nimic, că n-ai simțit nimic. Nu. Știi care e treaba? Eu personal n-am simțit nimic din partea ta și nici invers. Adică nu am simțit că vai că acolo este ceva. Bă, eu am simțit că tu ești super obosit, că ți s-a tăiat de tot și atât. Să te iau, știi de ce? Pentru că tu oricum o iei contra, adică la orice ți-am zis eu ție, despre ce simt eu sau cum simt eu, tu mereu ai pus-o că bă, nu e adevărat, da. Nu e ok. Și atunci
mi-aș și așa cum să încerc eu dacă orice încercare din partea mea e pusă în partea aia cu nu. Da, dar când era Alexandru în casă, era o tensiune între noi, știi? Dar după, uite, acum a plecat, eu sunt singură în alta, noi stăm unul, la, unul lângă altul și nu-i nimic. Dar acolo ce vrei să fii, măi, dacă eram nu, și obosit? Nu știu, eu cred că... Ai, deci erai obosit. Era foarte obosit, da. Și acum nu mai ești. Nu, așa, așa, chiar am vrut să zic să-mi dai deci din băi mult mă simt. Deci ești de acord că ieri nu a fost nimic. Ce? Nu e vorba că nu a fost nimic, îți zic sincer că nu știu cum să pun problema cu tine, pentru că nu știu dacă ar mai trebui să o pun, pentru că nu îmi dai de înțeles că ar trebui. Hai să-i ascund din cana. Aia verde. Wow, be. Aha, dar care este aici? Să-i scrii cu markerul Alex pe fund. Scrie, scrie, da, și când vei rămâne pe fund. Hai, scrie. Rămâne Alex pe fund. Băi, ce idei trăznite aveți, mă. Dar unde e cana? Uite ia sus, sus, uite sus. Te văd trebuie. Uite, ia, bă, ia. Îi pui cola, pui cola. Nu contează. Hai, de aici, hai, de aici, aici. Hai, hai, hai. Dacă ești trebuie, nu, nu, da, da, vreau.